Al doilea om din structura de la Gorj a partidului lui Traian Băsescu comite gafă după gafă. Leonida Belgăr a fost reclamat în urmă cu 2 săptămâni la Consiliul Național de Combatere a Discriminării după ce a afirmat în cadrul unei emisiuni că pensionarii care susțin PSD, citez, nu merită să trăiască. Nu suport și n-am suportat în viața mea pomanagii ăștia. Acești pomanagii care se duc să ia pomană ca să voteze, ăștia nu merită să trăiască, domnule, pe pământ, că din cauza lor suntem în halul care suntem, domnule. Domnule, cetățenii. La cine vă referiți când spuneți pomanagii? La oamenii săraci care n-au de care săraci, doamnă? Care săraci? Să pună mâna să muncească, doamnă. Ce categorie, da? Da? Doamnă, dar de ce aceiași pensionari să duc an de an la pomană, domn? Nu puteți spune. Câți pensionari avem în Sunt foarte mulți și sunt oameni care au muncit, au o pensie și 400 în plus și a fost organizat. N-au nicio vină, sunt pensionari. Că s-a gândit și la alții. Sunt pomanagii. Nu pot să fiu de acord cu domnul. Sunt împotriva acestor pomeni, clar. Nu. Că din bani publici, doamnă. Eu nu sunt de acord ca din banii mei să ducă pensionarul să mănânce, nu? Clar. Deci clar. Hai să nu exagerăm. Ba nu exagerez deloc. Ce faceți pomenile astea, domnul Grivei? Explicați-mi, domnul Grivei, de ce? Pentru ce faceți pomenile astea? Pentru ce le faceți? Uite, nu știu. Să pună, domnule, fiecare domnul, e altceva. Fiecare pensionar să pună, domnule, câte 10 lei. Modic. Câte 10 lei să fie ceva, cu toate că atunci și primăria, hai să participăm și noi cu un procent, e altceva, nu mai pare a pomană, domn. Ieri liderul PMP Gorj a făcut o altă declarație halucinantă. Invitat la emisiunea Pro și Contra de la Radio Târgu Jiu, Leonida Belgăr a învinovățit multinaționalele de răspândirea cancerului în România. Câte cazuri de cancer sunt? Bine, acum nu-ți devină politicienii pentru... Doamne, ei sunt pentru că ei ne-au băgat toate... Pentru cazurile de cancer, domnule. Doamne, iertați-mă! Au dat voie la multinaționalele astea să vină în țară cu tot felul de mâncăruri otrăvite, domnișoară. Vă dați seama ce spuneți. Da! Cum, multinaționalele au îmbolnăvit de cancer populația din România? Da, tot importul ăsta de mâncăruri cu euri, credeți-mă din suflet că ne-au adus în situația asta. Zilnic se înregistrează 16, 17, 18 cazuri de cancer. Nu contest cancer. Numărul mare al bolnavilor de cancer vă rog să mă țara credeți. Noastră. Și PSD-ul le-a tăiat banii de la bolnavii cu cancer. Întrebat pe ce își bazează acuzațiile, politicianul PMP a continuat să-și susțină uluitoarea declarație în același sens, invocând comerțul exterior. Dar dumneavoastră dețineți un studiu conform căruia multinaționalele să fie vinovate? Păi uitați ce se spune la televiziunea națională. Da, eu preiau și eu din informațiile de la televiziunea națională. Puteți indica o sursă, o astfel de sursă? Domnișoară, uitați-vă că mâncăm usturoi din China. Ceapă din Polonia, cartofi din Israel. Deci e strigător. Bine, la ceea ce se întâmplă cu țara asta. Asta mare, da? Sunt producători de legume, dar de ce nu susținem producătorii dar români? De aici și până la transmiterea da, cancer și... populației prin niște produse da. Importate, să știți că e o cale lungă și e o afirmație gravă. Nu este adevărat. Uitați-vă că citiți și dumneavoastră presa, domnișoară. Păi, citim presa, dar una ne exportă străinii nouă și faceți comparație între produsele din Germania și ce ne exportă nouă. Vicepreședintele PMP a invocat ca sursa acuzațiilor materiale de presă, din care însă nu a putut indica niciunul concret. Români. De aici și până la transmiterea da, cancer și... populației prin niște produse da. Importate, să știți că e o cale lungă și e o afirmație gravă. Nu este adevărat. Uitați-vă că citiți și dumneavoastră presa, domnișoară. Păi, citim presa, dar una ne exportă. Cântăresc de ocazie, Leonida Belgăr a fost scos în față de PMP la alegeri, unde a fost pus pe listele pentru primăria Limpești, apoi pentru parlamentare. Vicepreședintele organizației gorjene a partidului lui Băsescu a fost condamnat cu suspendare pentru furt, condamnare după care a declarat că este, de fapt, o victimă a justiției.